Pe zi ce trecea, hotărârea mea era tot mai puternică. Accelerase munca și în fiecare zi lucram la carte și la fotografiile mele. Cam ignoram casa și obligațiile, iar după masa târzie mă petreceam toată pe malul lacului. Iubesc apa și mă simt grozav atunci când înot și mă joc sărind și răsucindu-mi trupul în aer, de zeci de ori ca o sirenă. E ca și când m-aș contopi cu totul, cu universul, într-o eliberare și o relaxare totală, o fericire absolută, în nirvana. Se spune că cei care trăiesc senzația aceasta de libertate, în apă, înnoată cu ușurința peștilor prin varurile vieții, trecând cu brio peste toate obstacolele apărute. În ziua aceea superbă de vară, eram încă de dimineață pe malul lacului, aveam un safir. Fratele meu și cu familia lui frumoasă, într-un scurt concediu de câteva zile. Eram fericită să-i văd împreună. Săreau pe rând în apă, râdeau, glumeau și cam făcuseră și mie poftă. Eram acolo de 3 ani aproape și nu o făcusem niciodată. Adică nu sărisem de pe pontonul acela din teamă de a nu-mi uda părul sau de a nu-mi strica machiajul, ziceam eu. Stăteam acolo de câteva zeci de minute, țintuită pe pontonul acela superb din lemn lăcuit, care era doar la vreo jumătate de metru deasupra apei, și îmi spuneam că ar trebui să fie atât de ușor să o fac. Uitându-mă adânc în apa aceea rece, cu limpezime de cristal și de un turcoaz tulburător, vedeam peștișorii mai mari și mai mici, înotând prin fața mea. De parcă nu aveau nimic altceva de făcut. Voiam să fiu acolo cu ei, o parte din mine. Simțea deja că este acolo, în apa aceea revigorantă, dar îmi era groază să sar, să-mi dau drumul. Picioarele mi erau pironite, înghețate de frică și incapabile să execute comanda trimisă de creier. Da, da, și ei toți erau acolo. Mă priveau și își pierduseră din entuziasmul de a mă încuraja în acțiunea mea. Dar trebuia să o fac. Nu pentru ei, pentru mine. Trebuia să-mi demonstrez că pot să-mi depășesc limitările, că pot să-mi schimb viața, că pot să-mi vindec viața. Sunt Nicoleta și te invit să citești cartea mea. O poți găsi pe elefant.ro și de săptămâna viitoare pe Amazon. Pe data viitoare.